N-ai scăpat-o pe Udrea de pușcărie. N-ai scăpat-o pe Udrea de pușcărie. A scăpat-o pe Udrea de la pușcărie. Mergi la pușcărie? Ia zi, mergi la pușcărie? Mergi la pușcărie? Ia zi, Andronic, tot ca un golan te comporți, ha? De ce, mă, că ți-am dat? Nu se poate, ia mâna de pe mine, ia mâna. Nu atinge, ce golănis asta? Unde ești crescut, în Ferentari? Ești infractorul. Și tu ești, aoleu, tu ești omul de casă al lui Elena Udrea. Tu ai comportament interlop și replici interlope. Astea sunt replici interlope, Andronic. Așa vorbește un patron de ziar? Așa vorbește, atâtea argumente ai, mai mult nu poți. Asta uitați-l aici, încearcă să nu atingi. Așa se comportă un patron de presă, ca un interlop. Minți cum respiri vorba stăpânului tău Băsescu. Te duci cu Udrea la pușcărie, ia zi. 50.000 de la Damescu, 100.000 de la Patriciu. Salariu, da, salariu și muncă cinstită, știi bine? Nu puneți mâna pe mine. Alo, alo, alo. Nu puneți mâna pe mine. Nu puneți mâna pe mine, ăsta e domeniul public, da? Salutare, oameni buni! Suntem la Curtea de Apel București, unde a avut un nou termen în procesul penal în care este judecată infractoarea fugară Elena Udrea, fugară în Bulgaria, și infractorul Dana Andronic, mogulul de casă al Elenei Udrea, patron al ziarului Evenimentul Zilei, al săptămânalului Capital, mogul aflat în parteneriat media penal cu inculpatul fugar Sebastian Ghiță, fapt certificat în justiție în urma procesului pe care l-am avut cu Dana Andronic. Astăzi trebuia să fie audiată Elena Udrea și trebuia să fie audiat Dan Andronic în procesul în care sunt judecați pentru o șpagă de 3,8 milioane de euro plus 900 de mii de euro în acțiuni la ziarul Evenimentul Zilei și săptămânalul Capital. Așa a devenit Andronic mogul de casă al Elenei Udrea, mințindu-și angajații. Știți că și eu am lucrat acolo, nu ne-a spus despre aceste lucruri. Noi aflând în momentul în care Udrea a fost, s-a început ancheta și au devenit aceste informații publice. Moment în care infractorul Dan Andronic a încercat să transforme, atunci a început să transforme Evenimentul Zilei în ceea ce a făcut Antena 3 pentru infractorul Dan Voiculescu, în ceea ce a făcut și face România TV pentru inculpatul fugar Sebastian Ghiță, și momentul în care eu am plecat din acest motiv de la Dan Andronic. Pentru că am refuzat să mă transform pentru el și asta i-am spus și asta am scris, oameni buni, în august 2016, da? În august 2016, pe blogul meu, pe Google, sunt toate aceste informații. De ce am făcut această prezentare? Pentru că astăzi am venit aici la Curtea de Apel București ca să iau un punct de vedere, o reacție a infractorului Dan Andronic după ce stăpâna lui, infractoarea Elena Udrea, a fost condamnată, trebuie să execute închisoare. Știți cu toții, a fugit din țară, a fost capturată în Bulgaria
și este în procedura de extrădare. Și am vrut să văd și eu ce are de spus Dan Androni. Și o să vedeți, dragi prieteni, niște imagini alucinante. Din ce perspectivă? Din perspectiva reacției și atitudinii unui patron de presă, director de ziar, oameni buni, realizator de emisiuni, multimilionar de Monaco și proprietar de casă de licitații de artă. Se presupune că un astfel de om, care are atâția bani, care e pasionat de artă, care e jurnalist, de stăpânește comunicarea publică și modul de comunicare, da? De altfel, el are și niște firme care sunt implicate în dosarele penale pentru care e trimis în judecată, firme specializate în comunicare publică. Se presupune că un astfel de om este capabil să aibă o atitudine cât de cât civilizată sau minim decentă atunci când este pus într-o situație incomodă. Da, este adevărat, am venit aici să-i pun niște întrebări incomode lui Androni. Am venit aici să văd cum reacționează la subiectul cel mai deranjant pentru el. El este infractor condamnat deja cu suspendare în dosarul Ferma Băneasa. Elena Udrea este infractoare condamnată care trebuie să meargă la pușcărie. Andronic e judecat în acest al doilea dosar unde lucrurile sunt foarte clare. Am vorbit despre asta. E vorba de un băiat deștept din energie, Bogdan Buzăianu, care pe vremea lui Năstase a primit timp de 10 ani dreptul să ia energie foarte ieftin din sistemul statului, da, și să vândă scump energie. Deci a devenit samsar de energie. După 10 ani în care a făcut miliarde de dolari din afacerea asta, practic din hârtii, i-a expirat contractul. Atunci, pe vremea lui Năstase, și infractorul Dan Voiculescu, printr-o firmă, a avut un astfel de contract. În momentul în care i-a expirat contractul, Elena Udrea era ministrul lucrărilor publice și dezvoltării și îl ținea în lesă pe Emil Boc. Elena Udrea fiind personajul principal al regimului Traian Băsescu, turnătorul Petrov, și fiind omul de casă, omul prin care Băsescu a făcut toate șmecheriile, toate afacerile, toate lucrurile necurate. Acum o să vedem dacă Udrea vorbește când merge la pușcărie. Dacă Udrea vorbește, Băsescu intră la pușcărie 10 de ani. Oameni buni, o să vedem dacă vorbește sau nu. Și în acest dosar pe care ei l-au tot tergiversat, sunt judecați atât Udrea cât și infractorul Dan Androni. Am explicat în materiale anterioare și nu mai reiau aceste idei pentru că nu vreau să mă întind foarte mult despre ce este vorba în acest dosar și cum și-a recunoscut inclusiv vinovăția și a luat o pedeapsă cu suspendare. Deci este un adevăr judiciar, justiția a decis că așa stau lucrurile, patronul de la ziarul Cancan. Alt mogul penal, că ăștia toți sunt numai infractori, au grupuri de presă în România, da? Alt mogul penal, Radu Budeanu, care a recunoscut, a făcut acord de vinovăție și a recunoscut că a cărat geanta cu șpagă de la biroul lui Bogdan Buzăianu la sediu unde a lăsat șpaga, unde a indicat Elena Udrea să vină cu banii ca să-i prelungească contractul lui Bogdan Buzăianu. Traian Băsescu, în timp ce Elena Udrea punea presiune pe băieții ăștia șmecheri și scotea de la ei șpăși de milioane de euro, Traian Băsescu ieșea la televizor și se prefăcea că se luptă cu băieții deștepți din energie. De fapt, totul era teatru, oameni buni, ca să poată Udrea să negocieze șpăci și mai mare. Am vorbit despre acest dosar, este un playlist separat în canalul meu de YouTube, am să linkuiesc acest playlist, deja v-a apărut în partea de sus a ecranului, mai puțin pentru cei care vă uitați de pe Smart TV, o să vă apară la final și puteți vedea toate detaliile dacă nu le știți. Ei bine, astăzi, după ce au fost audiați martori, toți martorii au confirmat șpaga, astăzi trebuia să fie audiată Udrea și Andronic, amândoi infractori condamnați în primă instanță. Udrea, pe lângă condamnarea pe care trebuie să înceapă să o execute și din cauza căreia a fugit din țară a doua oară, în dosarul Gala Bute, mai are o condamnare într-un alt dosar, nu în ăsta, în dosarul în care este implicată fata cea mare a lui Traian Băsescu, privind finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2009. Acesta este al treilea dosar, oameni buni. Astăzi trebuiau să fie audiați atât Elena Udrea,
cât și infractorul Dan Andronic. Udrea, din motive pe care nu le mai explic, am vorbit despre ele zilele trecute, n-a putut să fie audiată, Andronic s-a prezentat. L-am așteptat ca să-l întreb, eram curios ce reacție are după condamnarea Elenei Udrea, dacă este pregătit să meargă și el la pușcărie. Sunt întrebări legitime, oameni buni, e adevărat, sunt întrebări deranjante pentru el. Dar el, marele mogul de presă, marele patron de ziar, marele jurnalist și comunicator, marele proprietar de casă de obiecte de artă, el nu are educația, experiența de viață și inteligența să aibă o atitudine cât de cât civilizată în fața unui jurnalist care îi pune întrebări? Nu, nu are, oameni buni. Și o să vedeți reacția lui halucinantă de la intrare. Am filmat cu un alt dispozitiv, sper că sunt ok imaginile. Acum filmez materialul acesta pentru montaj, o să merg acasă și o să le montez. O să vedeți reacția lui de la intrare, apoi o să vă spun ce s-a întâmplat la proces și o să vedeți și reacția lui Grobiană de la ieșire. A avut o reacție agresivă, a repetat papagalicește minciunile pe care le auziți despre mine la cartelul Mafia Media. Probabil el este una dintre surse, unul dintre finanțatorii acestor campanii de denigrare. E o tehnică de manipulare ce a făcut el, oameni buni. Atunci când nu poți să răspunzi, când nu ai răspuns, repetă la infinit niște chestii, aceleași chestii, da? Care n-au nicio legătură, i-am spus și lui, cu subiectul, că el este judecat aici. El e trimis în judecată, despre el este vorba, nu despre mine, da? Faptul că el îmi strigă mie niște minciuni nu schimbă datele problemei. El trebuie să răspundă la proces, trebuie să răspundă la legătura cu Udrea, la condamnarea Elenei Udrea. Astea sunt subiectele, nu ce a făcut Mălin Bot. Mălin Bot putea să facă orice, n-are legătură, nu de aia a comis el infracțiunile. Dar el a făcut această manipulare într-un gest de interlop de colțul blocului, a încercat să pună mâna pe mine, să aibă un contact fizic, ca un interlop fricos și las ce este, când mi-a spus să nu facă chestia asta, foarte ferm a renunțat, după ce a făcut un gest foarte urât, oameni buni, un gest de bișnițar. Un gest de bișnițar de colțul străzii, da? Să arunce cu bani mărunți după cineva. Haideți să vedeți imaginile, oameni buni, de la intrare, apoi o să vă spun ce s-a întâmplat la proces și o să vedeți și imaginile de la ieșire și o să tragem concluziile. Ia uitați-l pe infractorul Dan Andronic. N-a scăpat-o pe Udrea de la pușcărie. Da, 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 n-a scăpat-o pe Udrea de la pușcărie. Mergi la pușcărie? Ia zi, mergi la pușcărie? Mergi la pușcărie? Ia zi, Andronic, tot ca un golan te comporți, ha? De ce, mă, că ți-a dat? Nu se poate, ia mâna de pe mine, ia mâna. Nu atinge, ce golănis asta? Unde ești crescut, în Ferentari? N-ai scăpat-o pe Udrea de la pușcărie, ha? Muriți, mogulii, muriți! Vă deranjează jurnalismul independent. Ai luat banii de la Patrici. N-ai scăpat-o pe Udrea de la pușcărie, ha? Ai luat de la mine? Da, da, cinstit și am plecat de la tine. N-ai scăpat-o pe Udrea de pușcărie. Da, ați văzut imaginile, oameni buni. Replicile lui Andronic, da, eu am lucrat la trusturi de presă și am stat acolo cât timp mi-am făcut onest profesia și am luat bani de la societățile comerciale care au editat acele ziare și site-uri conform contractului de muncă, pe munca mea, oameni buni, și pe afișările făcute și reclamele de la online. Că despre asta era vorba. Și am plecat de acolo în momentul în care lucrurile au deviat și în momentul în care proprietarii trusturilor de presă au schimbat politica editorială și au început să facă mizerii. De la adevărul am plecat când a fost preluat de Cristian Burci, care e trimis în judecată împreună cu infractorul Liviu Nicolae Dragnea pentru prejudicierea bugetului armatei, tentativa de prejudiciere. Este un playlist pe canalul meu de YouTube pe această temă. Moment în care directorul editorial Răzvan Ionescu, omului infractorului Burci, director editorial, îmi pare foarte rău pentru cei care urmăresc Recorder, dar e o mare problemă cu acest cetățean. În momentul în care a venit în redacția Adevărul și a spus clar că Burci e pe felie, cum s-ar spune, cu Ponta, că are o listă cu ziariști care trebuie excluși la ordinul lui Ponta și să ne găsim de lucru. Așa am plecat de la ziarul Adevărul. Da, am lucrat la ziarul Evenimentul Zilei și Andronic știe și asta îl face foarte ticălos, pe baza unei înțelegeri de management care era strict legată de afișări și de veniturile din publicitate. Eu fiind plătit în consecință, plătit din banii pe care îi făceam, mult mai mulți bani, prin performanța site-ului pe care îl coordonam. În august 2016, după o perioadă mai lungă în care Dan Andronic
a început să transforme evenimentul zilei în ceea ce este Antena 3 pentru infractorul Dan Voiculescu și în ceea ce este România TV pentru inculpatul fugar Sebastian Ghiță, am plecat de la evenimentul zilei și am prezentat public acele informații, le găsiți pe blogul meu, din 2016 sunt prezentate. Asta îl face foarte ticălos pe Dan Andronic, pentru că el știe toate aceste lucruri. Și replicile pe care el mi le-a dat sunt puierile, oameni buni. Puierile pentru mine, pentru toți cei care cunoaște situația, pentru el, care știe situația la fel de bine ca și mine, și pentru orice persoană care începe să caute și constată cum stau lucrurile. Ce este foarte interesant, oameni buni, de spus despre acest individ, reacția lui, e bine că a avut această reacție pentru că ne arată calitatea josnică, calitatea grobiană, adevăratul caracter al mogulilor penal de presă. Astăzi ați văzut prima parte, o să vedeți a doua parte de la final. Dan Andronic și-a dat măsura propriului caracter. Adevăratul Dan Andronic a fost vizibil. Un individ mărunt, un individ care nu se poate stăpâni, un individ incapabil să aibă niște replici cât de cât ok și din punct de vedere logic, da, să spună niște lucruri cât de cât de esență, nu? Bă, de-aia e director de ziar, mare comunicator. Ar trebui să aibă, nu? Argumente, idei. Nu să repete niște minciuni despre care și el știe că sunt minciuni și eu știu că sunt minciuni. Și ceea ce face puierilă reacția lui este că se poate dovedi foarte ușor că sunt minciuni. Chiar ne-am judecat. De altfel o să vedeți în înregistrarea de la ieșire cum invocă niște lucruri care sunt total contrare hotărârii judecătorești pe care eu o am în procesul cu el. Deci are, nu știu cum să mă, nebunia, prostia, da? Are, e atât de pueril încât îmi dă niște replici care sunt contrazise, sunt dovedite ca minciuni prin hotărâri judecătorești. Dar dincolo de asta, gestul unui director de ziar, de interlop, da? Interlop care aruncă bani la maneliști, de a scoate bani și de a arunca bani, gestul de a încerca să pună mâna pe mine, asta ce ne arată, oameni buni? Ne arată că e foarte nervos, ne arată că și-a pierdut total cumpătul și stăpânirea de sine, el știe bine că a avut o atitudine greșită și numai și numai adevărul poate să scoată un astfel de om din, să scoată din minți un astfel de om astfel încât să aibă un asemenea comportament de interlop, dar nu interlop din ăla serios cu mușcu, nu, de găinar din ăla mărunt de la colțul blocului, bișnițar care îți spunea ziar între valută, da? Ăsta este comportamentul lui Andron. La proces nu s-a întâmplat nimic, dragi prieteni, pentru că din pricina faptului că Elena Udrea este arestată în Bulgaria, până când nu va veni în România, nu va fi extradată, nu se pot face audieri mai departe și s-a dat o amânare. Amânare de care a beneficiat și infractorul Dan Andronic. S-a dat un alt termen peste o lună de zile când, cel mai probabil, Elena Udrea va fi în executarea pedepsei inițial pentru o perioadă de carantină la penitenciarul Rahova și apoi la penitenciarul pentru femei Târgșor. La ieșire, dragi prieteni, am încercat din nou să am un dialog cu Dan Andronic și, din păcate pentru el, oameni buni, a avut un comportament și mai jenant. Haideți să vedem imaginile. Ia uitați-l, oameni buni, pe infractorul Dan Andronic, să vedem dacă e mai cinstit de data asta. Uitați-l aici. Încearcă să nu atingi. Așa se comportă un patron de presă, ca un interlop. De la Patriciu, dar Patriciu când te-a dat bani, cum se comporta cu tine? Patriciu m-a plătit pentru munca mea. E rău Patriciu, e infractor, nu? Poftim? E rău Patriciu, e infractor. Nu știu, tu ești ăsta cu infractor. Am înțeles, Adamescu e infractor. Din punctul meu de vedere, tu ești un mercenar extrem de simpatic. Da, simpatic. Dacă n-am plecat pentru că n-am vrut să-ți fac mizerile cu Udrea, cum a fost? Nu, ai plecat, ai uitat că ai plecat, ai plecat cu laptopul. Dar nu te-a. Ai plecat. Hai că ne-am judecat pe asta și ai pierdut proces. N-am pierdut l-ai proces. L-ai pierdut? Ai uitat? Ai plătit și... Ai venit și ai plătit și cheltuieli de judecată. Ai venit și le-ai predat. Minți cum respiri vorba stăpânului tău Băsescu. Te duci cu Udrea la pușcărie, ia zi. 50.000 de la Damescu, 100.000 de la Patriciu. Salariu, da. Salariu și muncă cinstită, știi bine. Să dai știri cu... Ia zi, nu te-a ajutat că ai făcut manipulări pentru Udrea. Ai dat știri.
Nu te-a ajutat. N-ai niciun răspuns. Ai uitat de sirena faptul, vie. Faptul că reproduci deci lozincile astea arată că n-ai răspuns. Ai remarcat că ziarist cu știrea. Despre tine este vorba, infractorului. Mai ții minte cum îl jurai pe Soros? Despre tine este vorba. Cum îl jurai pe manifestanții despre de la tine Roșia e vorba. Tu ești infractorul. Și tu ești, aule, tu ești omul de casă al lui Elena Udrea. Tu ai comportament interlop și replici interlope. Asta sunt replici interlope, Andronic. Așa vorbește un patron de ziar? Așa vorbește, atâtea argumente ai, mai mult nu poți. 50.000 de la Patriciolo. Mai mult nu poți, Andronic. Acum Dita Mai, directorul de ziar. De la politicien pe sumasă, Dita Mai, proprietarul de casă de licitații și nu poți mai mult. Ai replici de interlop, Andronic. Ai replici de interlop. Deci băiatul ăsta face în Sile că Mătaru dădea replici mai bune decât tine, Andronic. Da, n-am știu că-l cunoști. Andronic, Andronic. Te duci la pușcărie, ia zi. Ești pregătit? Ești pregătit? Nu te-a ajutat ce ai făcut cu Udrea. Jurnalul lui Cristoiu nu te-a ajutat, Andronic. L-ați văzut, dragi prieteni, marele director de ziar, marele proprietar de casă de licitații de artă, marele jurnalist, realizator de emisiuni și n-a fost capabil să poarte un dialog și să aibă niște răspunsuri decente. Sper că s-a înregistrat, am filmat cu celălalt dispozitiv și la intrare să vedeți ce comportament interlop a avut. N-a avut răspunsuri decente pentru întrebările în legătură cu situația lui. Că el e judecat aici, oameni buni, nu alte persoane, da? Ia uitați-l cu ce limuzină. Cum să nu? Ia zi, Andronic, nu poți mai mult, a? Dita Mai, directorul de ziar, are replici de 2 bani. De la Patriciu, din curtea blocului, minciuni. De la Adamescu, da. 75.000 de la minciuni, Andronic, minciuni, da. Așa au făcut. Și acum ia bani. Toți infractori, nu? Toți infractori, toți mafioși, nu? De la ce politicieni, ia zi? Nu puneți mâna pe mine. Asta e domeniul public, da? Nu puneți mâna pe mine, da? Dar nu mă atingeți, da? Am înțeles, dar zic, nu aveți voie. Nu mă atingeți. Da? Contează, accesul e public. Cum să n-am voie? Unde scrie? Care e legea? Care e legea? Unde e legea? Știu, dar spațiul e proprietatea? Da. Și unde scrie? E la accesul liber. E acces liber. E acces liber, am voie să filmez, da? A, ia uitați-l, pe ăsta, pe el nu-l luați pe sus, ia. Ia luați-l. L-ați văzut încă o dată, dragi prieteni, infractorul Dan Andronic, comportament interlop, fără nici argumente, reproduce papagalicește minciuni. La pușcărie, infractorule, la pușcărie cu tine. Da, l-ați văzut, n-are niciun fel de argumente. Să lămurim și asta cu parcarea. Parcările, da, ca și spațiile comerciale, sunt nu accesibile băieții publicului, nu. Deci se poate filma în ele, nu, băieții nu știu legea, să nu mai puneți mâna pe nimeni că n-aveți voie, am vedeți înțeles, că e problemă, da? Că nu e voie să filmați. Aveți obligația legală să faceți după incidentul ăsta un raport scris, da? Da. Să-l faceți, o pentru să că o să discut cu avocatul meu și pentru că ați tras de mine, o să vedem ce măsură. Conform legii știți că agent de pază aveți obligația să faceți un raport scris, da? Am corect? Înțeles. Eu vă spun că nu corect. Se filmează aici. Am înțeles. Faceți raportul scris că o să aveți nevoie de el. Dragi prieteni, l-ați văzut pe infractorul Dan Andronic, comportament de interlop. Haideți acum să vă prezint ce s-a întâmplat astăzi la acest proces. Ați văzut comportamentul, acea replică. Când ai replică cu cineva, spui, băi, îți pute gura, da? Este o replică, oameni buni. Eu am auzit-o folosită ultima oară, se certau la Reșița, într-un cartier rău famat, Mociuri se cheamă, se certau niște hoți de fier vechi. Acolo am auzit ultima oară acest tip de replică. Pentru mine este foarte bine că Dan Andronic a avut aceste reacții, pentru că ne demonstrează că nu are niciun fel de răspuns.
Ați văzut, a rostogolit din nou prezentarea mincinoasă în legătură cu cariera mea profesională, a încercat să mintă pe subiecte pe care noi ne-am judecat, contrazicându-se singur în mai puțin de 20 de secunde. Inițial a spus că eu i-aș fi luat lui tableta și nu știu ce a mai luat, după care a spus, băi, vezi că ne-am judecat pe tema asta și justiția a decis că nu e așa, după care a spus, da, le-ai predat singur. Păi sau le-am furat, sau le-am predat, înțelegeți? Deci se încurcă în minciuni. Asta ne arată un om, oameni buni, care și-a pierdut total stăpânirea de sine. Este o foarte mare diferență între acest individ care dă replici din astea, îți pute gura și nu știu ce, replici de hoți de fier vechi din Mociur, de la Reșița, din anii 1992, da? Este o foarte mare diferență între degradarea în care l-ați văzut pe Andronic. A încercat și a doua oară să aibă contact fizic la ieșirea din parcare, ați văzut, a venit către mine, încurajat probabil de faptul că interveneau și paznicii aceia. Asta ne arată degradarea și lipsa de argumente, oameni buni, pentru că situația este extrem de gravă. Ei credeau că își aranjează ploile, că Băsescu, tătucul lor, mai are control în justiție, mai are control în instituții, care să le dea, că au reușit, multe lucruri au reușit să facă sub Dragnea. Credeau că își aranjează ploile. Și Băsescu a pierdut, a fost declarat turnător, Udrea merge la pușcărie și Andronic știe că urmează, oameni buni. De asta a avut acest comportament, de asta și-a pierdut total stăpânirea de sine. Eu am lucrat foarte mulți ani cu el și vreau să vă spun că nu este un om, nu este un om așa cum l-ați văzut în aceste înregistrări. Când este liniștit, când este calm, poate să dea răspunsuri inteligente și sarcastice pentru orice fel de interpelare, să-i spunem, da, întrebare, abordare neplăcută pentru el. Asta arată că și-a pierdut cumpătul, dar arată și că nu are o calitate umană în definitiv foarte, foarte bună, pentru că dacă ai o calitate umană foarte bună, indiferent de situație, mai ales în situația în care ce? A venit un jurnalist independent cu un telefon să te filmeze, să-ți pună niște întrebări, păi poți să-i răspunzi frumos, civilizat, sau poți să nu-i răspunzi. Da? Dar să te apuci să faci această tehnică de manipulare securistă, da? Să începi să vorbești și să rostești niște minciuni care n-au nicio legătură cu subiectul. Evenimentul zilei este procesul în care el este judecat. Subiectul este condamnarea Elenei Udrea, care este trimisă cu el în judecată în acest proces, și ce avea el de spus pe această temă. E adevărat, abordarea mea este fără menajamente. Asta face interesantă și specifică nișa de jurnalist independent pe care eu acționez, dar asta n-ar trebui să conteze când ești mare director de ziar. Un amănunt foarte important, dragi prieteni, și o să-l mai pun încă o dată în final în montaj, la intrarea în sala de judecată n-a avut replică când i-am spus vă deranjează pe moguli, vă deranjează că facem jurnalism independent și că jurnaliștii nu mai pot depinde de voi. Asta-i doare cel mai mult, oameni buni, cel mai mult. Și din acest motiv investesc atât de mult în campanii de denigrare. Practic ați văzut că infractorul Dan Andronic are produs astăzi punctaje de denigrare care de vreo 4-5 ani de zile se rostogolesc în continuu pe rețele sociale la adresa mea. Este foarte posibil ca grupul de interese al cărei cap al Hidrei... Mersi mult, mersi! Al cărei cap al Hidrei, unul dintre capete este Elena Udrea și Dan Andronic este și el acolo un mic solz pe capul lui Udrea, da? Este foarte posibil ca ei să fie sursa, una dintre sursele acestor campanii de denigrare. Ați văzut imaginile, dragi prieteni, intrați pe canalul de YouTube și vedeți mai departe detalii despre acest dosar, este foarte important. De asemenea, puteți vedea două playlisturi pe subiecte la care am făcut referire. Unul, playlist legat de Recorder și de Răzvan Ionescu. Știu că foarte mulți dintre cei care mă urmăriți, urmăriți și Recorder și poate ați fost intrigați de această afirmație. Am un playlist în care am explicat cu lux de amănunte, sunt toate informațiile. Și al doilea playlist despre Cristian Burci și cel mai mare dosar de fraudă, tentativă de fraudă a bugetului de înzestrare al armatei, în care sunt implicați infractorul Dan Andronic și mogulul de presă infractor Cristian Burci.
Mai departe, dragi prieteni, vă rog foarte frumos să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre reacția lui Andronic. Cum vi se pare dumneavoastră? Care este impresia dumneavoastră? Sigur, eu sunt subiectiv pentru că el a avut o reacție agresivă față de mine, nepoliticoasă, necivilizată. A folosit niște replici, nu știu ce a crezut el, a crezut că dacă rostogolește niște minciuni, face ce? A crezut că dacă îmi dă niște replici de hoț de fier vechi din cartierul Mociur din anii 90, face ce? Demonstrează că ce? Ce credeți dumneavoastră, dragi prieteni, că a crezut el că demonstrează în mintea lui, în fața mea, fiind clar scos din minți de prezența mea și fiind înnebunit că suntem pe domeniu public, că eu sunt aici, rezist în continuare. I-am și spus la intrarea în Palatul de Justiție că sper să nu am vreun proces sau alte motive, că o să fiu prezent când se va duce la pușcărie și să-mi spuneți ce credeți că a crezut el că obține și ce a obținut în urma acestei reacții.